Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Sportivă. L-am astăzi ca invitat pe Claudiu Ciur, antrenor al Statelor Unite ale Americii la Caiaconoe. Claudiu, bine te-am găsit. Bine v-am găsit și eu. În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația în studiourile emisiunii Săptămâna Sportivă. Mulțumesc și eu. Îmi face mare plăcere să fiu la Alba Iulia, la mine acasă. Cum este acasă? E bine, da. E foarte cald. E foarte... Îmi face mare plăcere în tot timpul când ajung acasă și când văd lumea, văd lucruri noi în oraș, mă întâlnesc cu toți prietenii, dar tot timpul vin pe un timp foarte scurt. Să știe și telespectatorii noștri cu ce ocazie te afli tu acum în România. Păi sunt în România din 11 iunie, sunt în pregătire la Snagov, la Izvorani, unde se pregătește lotul național României pentru Olimpiada de la Londra, de caiaca-canoe. Da. Și sunt în pregătire cu 12 sportivi din Statele Unite, americani, care sunt sportivii juniori și seniori, care eu îi antrenez de 4 ani de zile, de când am început să antrenez în Statele Unite, la un club unde sunt antrenorul principal, care este în Atlanta, în Georgia, stat undeva în sudul Americii. Suntem în pregătire aici, după am fost 3 săptămâni în Germania, tot pregătire, și am avut o cupă mondială la Duisburg și o regată internațională la Bochum, pe care, bineînțeles că am o bună legătură cu Federația Română și cu Comitetul Olimpic Român de caiaca-canoe și prefer să vin în pregătire în țara mea. Spune-mi, te rog, Claudiu, cum ai început tu acest sport? Păi, am fost elev la Școala Generală numărul 7, în cetate, lângă piața acolo, nu știu cum se numește acum. Mihai Eminescu este acum. Așa, și în clasa a 8-a, un antrenor de la Clubul Sportiv Școlar Orșova, Beniamin Zabet, care și în prezent este antrenorul principal la acest club, care în România este unul dintre cele mai mari cluburi de caiaca-canoe de juniori. Și el a venit în selecție la școală, nu prea aveam eu mare habar ce că la caiac, canoe, știam de marele Ivan Pațaichin. Aveam 14 ani atunci, da, plăcea fotbalul, atletism, deci am fost implicat în sport de mic, dar în oraș, nici de cum la un sport pe apă, cu bărci, și pe care am fost selecționat, am dat o selecție la Orșova, prin care alergare 1000 de metri, trebuia să faci 10 tracțiuni, nu mai mi-aduc bine aminte, vizita medicală trebuia să fii complet, adică sănătos, altfel nu te lua, pe care am intrat, am început cei caiacul, canoe, am început de fapt canoe, sport fiind ceea ce a făcut și Ivan Pațaichin, adică stai într-un genunchi și tragi, eu am fost pe stânga, tragi mai pe stânga. Am început în 94 la Orșova, am plecat complet, deci în 94 m-am mutat de acasă, de la părinți, din Alba Iulia. Da, stai seama, la 14 ani e o decizie, adică mai mult decizia părinților de a te îndruma, aveam alte gânduri, să intru în poliție, să fac armată, alte în viitor, dar de fapt asta a fost o încercare, adică o provocare a care la vârsta aia poate ziceam, e ceva care mă duc să încerc, nu? Dacă merge, merge, dacă nu, nu. Din câte știu eu și din câte cunosc tainele acestui sport, nu prea mult, dar... Știu că este un sport în care trebuie să te dedici întru totul. Nu mai ai timp de ieșiri în oraș, dacă vrei să-l faci de performanță. Este adevărat? Da, este foarte adevărat. În ceea ce privește antrenamentul, când ajungi la un nivel național, iar mai ales internațional, de lot național, în ceea ce privește, cred că în orice țară și având și experiența asta internațională, trebuie să te dedici complet. Adică nu mai poți să spui că faci de plăcere sau e pur și simplu o meserie. Adică trebuie să faci antrenament 8 ore pe zi, mâncare, cazare, cantonament, 11 luni din an. Asta am făcut de la vârsta de 14 ani până la 23, când am decis să rămân în Statele Unite. Cum ai ajuns în Statele Unite? Păi, în 2003 eram în lotul olimpic al României. Eram cotat ca unul de cei mai buni canoiști, deci eram cel mai bun la acea oră, în acel moment, avându-l antrenor pe
domnul Ivan Pațaichin din 98, deci 5 ani de zile. Și era campionatul mondial, era organizat în Atlanta, deci locul unde mă aflu în prezent. Dar în același timp erau și calificările pentru Olimpiada de la Atena, că era Olimpiada în 2004. Da. Și plecând din România cu lotul național, trăgeam acolo ca noi simplu 1000 de metri și 500 de metri și aveam ca obiectiv calificarea la Olimpiada. Între timp, având, știind Statele Unite, aveam în România aveam o situație deja începută la vârsta, adică eram angajat la Clubul Sportiv Dinamo, eram cum angajat la Ministerul de Interne, aveam o indemnizație de lot național, adică era o situație bună, să zic, început, tânăr fiind, o perspectivă, dar am avut un prieten foarte bun, care am fost colegi la Școala Generală numărul 7, la Alba Iulia, care se numește Radu Indreiu. El a jucat fotbal în anii aia, era la Unirea Alba Iulia și fratele meu, care el era acasă, mi-a spus, zice, uite, e în Atlanta, Radu, uite, așa, așa. Oh, și am vorbit cu el, aș vrea să rămân și eu aici, adică aș vrea să încerc o altă experiență. Păi cum? A fost puțin mai complicat, fiindcă, stai seama, fiind cu vize, cotat, aveam viză pe 6 luni de zile, dar mă gândeam foarte deja, pornisem ceva aici, adică aveam... Trebuia să renunț la loturile naționale ca să rămâi în state? Da, deci normal eu când am plecat pur și simplu am fugit, adică noaptea am fugit de la hotel, deci am mers în pregătire înainte cu o lună de mondiale în Mexic, am stat în Mexico City 4 săptămâni, după care înainte cu o săptămână de mondiale am mers în Atlanta la campionatul mondial. În timpul ăsta vorbisem cu Radu, prietenul meu, care uitam de gând, vreau să rămân, cum e, ce aș putea să fac aici, păi zice, lucrăm construcții, ce găsim, nu-i problemă, așa. În același timp, acolo am mai întâlnit și alți prieteni români care ne cunoșteam chiar și din Alba Iulia. Fiecare își dădea cu părerea, vai, ce se face aici, vrei să stai în America să lucrezi în domenii mai o muncă mai jos și tu ești în țara ta cineva. Și poți să ești tânăr, poți să faci ceva, deja... Eu înainte cu un an ieșisem campion mondial, deci în 2002 și cine era acolo lumea mai știa, uite, ești așa, așa, ce... Și nu ți-a fost greu? Și în momentul ăla, stai seama că ți-e foarte greu, adică știam că dacă rămân nu mai e cale de întoarcere. Deci, una la mână, fiind angajat în Ministerul de Interne, automat am fost dat, cum ar veni, nu știu... Deci mi s-a tăiat toate drepturile, automat eram dat afară de la lotul... Te ajungi în poliție. Lotul olimpic, da. Dacă rămâneam în România, e clar. Poate la ora actuală mergeam la Olimpiadă, nu se știe, că încă mai puteam. E, acest sport se practică până la... Poți să duci și la 35 de ani, chiar și mai mult. Și antrenorul tău de pe vremea aceea, cum s-a simțit când... E dat vestea păi, că nu te mai întorci? Nu i-am dat vestea. Vestea a venit dimineața, când ei s-au trezit, s-au dus la masă și la ora 8, la ora 10 veneau autocarele să-i ducă la aeroport pe toate națiunile care stăteam în același hotel și unde colegii mei de cameră, unul care ieșise campion mondial atunci, Florin Popescu, a fost campion olimpic la Sydney, eram colegi de cameră și el le-a zis, a venit Claudiu aseară și a luat geanta și a plecat. Hai să vorbim un pic, te rog, despre palmaresul tău și al echipelor, al loturilor. Păi, să începem cu a tău. Mi-ai spus, deci, adineori, că ai fost campion mondial. Da, deci în 90, din 94 și până, deci 9 ani de zile, din 94 până în 2003 am practicat sportul ăsta în România. Am fost 2 ani de zile la lotul național de juniori, după care, deci în 97 și 98, în 98 în toamnă până în 2000 am fost la lotul național de tineret, cum era atunci se numea. Acum se numește lotul național de, cum ar veni, U23, adică under 23 de ani. Atunci eram lot de tineret, 2 ani de zile, după care am intrat la lot olimpic, după performanțe în România, alți sportivi care mai în vârstă se, cum ar veni, să-și terminau cariera. Băteau în retragere. Da, se retrageau și luam locul mai departe. Și din 2000 până în 2003 am fost în lotul olimpic. Deci lotul, eram în primii, eram 12 sportivi
care numai pe baza de canoe. Performanțe în 98, cel mai mari performanțe, să le zic așa, deci campionat multiple medalii la campionatele naționale, aur, argint, bronz și așa mai departe. Internaționale am avut peste 20 de la regate internaționale, deci concursuri doar nu. Dar cele mai mari a fost, deci la juniori am avut o medalie de argint, o medalie de bronz și un loc 4 la campionatul european în 98, asta a fost în Suedia. La junior, după care la seniori am ieșit vicecampion european de tineret într-o probă, am ieșit două medalii de argint de bronz, am avut tot la campionat european de tineret, dar în ani diferiți, în 2000-2001, după care în 2000 eram deja la lot olimpic, eram senior, am avut campionat mondial era la Bari în Italia, unde am ieșit, am câștigat aur la canoe de 4, deci trăgeam 4. Da. Și am luat un loc 4 în simplu pe 500 de metri, deci la individual. Și în următorul an, în 2003, am plecat în America, eram, deci, automat când am ajuns, trebuia să trag simplu și așa, ce era planul făcut din România, planul meu mi l-am schimbat eu singur, când am mers în Mexic în pregătire, nu am mai tras, deja gândul meu era în altă parte, pur și simplu nu mai mă concentram la antrenamente, pe care aveam selecții între noi și a fost Mirončík Florin, el a fost sportivul care a tras pe proba pe care trăgeam eu și s-a calificat la Olimpiadă pentru Atena. Eu am rămas acolo, el a mers la Atena, după care a fost și la Beijing, deci a fost... m-am lăsat de canoie, iar cum ar veni partenerul de antrenament care era al doilea după mine, el a rămas și a dus steagul înainte încă două Olimpiade. Cum a fost? Cum a izbutit în America? Mi-a zis că ai lucrat în construcții în prima oară? Sau da. Deci, cum a ajuns să fie acum antrenor al lotului olimpic? Da. Păi e interesant, adică multă lume îmi spune trebuie să scriu o carte de câte câte am trecut, așa cum ar veni, câte scări, mai urci, cobori, mai știi cum e, adică nu pleci din România, ești vorba aia, ai un serviciu asigurat, ești cineva și te duci într-o țară, da, e America, și te duci și muncești munca de jos. De aia și antrenorul Pațaichen și președintele federației, care la vremea aia, când s-au întors în România și automat televiziunea lua întrebări. Te-au căutat? Da, păi am fost imediat, ei s-au întors în România și am văzut deja la televizor că ei luase medalii, erau calificați la Olimpiadă 7 sportivi, după care era cum ar veni, vestea era una bună, una rea. Adică bună că s-au calificat la Olimpiadă, dar rea era că am pierdut sportiv. În același timp am mai rămas încă două fete sportive, deci nu am rămas singur. Dar n-am știut unii de alții, deci eu am plecat primul și am aflat după câteva zile că fetele a doua au rămas și ele sportive. Au venit la concurs acolo niște familii de români care aveau și un contact ani în urmă cu caiac și au venit din Chicago, din Detroit să vadă campionatul mondial, să-l întâlnească pe Pațaichen și așa mai departe. Și fetele s-au orientat și ele și au rămas, au cerut ajutor, s-au ajutat, fiecare a luat-o pe un drum. Am început construcții, bine, nu pot să zic că am... Adică, normal, munceam, eram plătit, câștigam. În primul rând, a fost foarte greu după că nu prea vorbeam engleză. Deci, eu făcusem franceză la școală, nici franceză nu pot să zic că eram un vorbitor, dar înțelegeam cât de cât engleză chiar deloc, adică nu știam. Deci a fost foarte greu pentru tine. Foarte greu, foarte greu. Și în primul an, după vreo 3 luni de zile, m-am dus la o școală, am învățat un pic de engleză, dar în același timp aveam tangențe cu români. Deci oameni care locuiau acolo, prieteni, deja ne-am prietenit și... Se ajută românii între ei. Da, mergeam la muncă, ne ajutam, adică hai. La un moment dat aveam cerere la muncă că toată lumea vrea să mă cunoască, adică români care erau acolo și uite, a venit băiatul ăsta, a rămas, e așa, așa, așa mai departe. Adică s-a dus vestea și veneam o lua la muncă, știi? Da. Deci a fost un început, îți dai seama, adică am avut mare ambiție. Adică, nu am zis, nu dau înapoi, orice ar fi. În același timp, luasem legătura în România după o săptămână, două, prima dată am zis că nu zic la nimeni nimic, nu se așa. Mai auzisem niște chestii că Federația Română de Caiac m-ar fi dat acolo, ca și cum ar fi vorbit cu
poliția să te caute. Am stat și un pic cu frică că... Adică, este un pic, știi cum e, te dă înapoi, nu știi. Bine, aveam viză, nu era o problemă, dar mă gândeam dacă ceva se întâmplă. Știam dacă se întâmplă ceva, mă duc înapoi, trag tare acolo, intru iar la lot, adică știi, aveam și chestia asta. Mă gândeam, în primul rând, stau... avut un plan B. Da, stau 3 luni de zile, bă, dacă nu-mi place aici, nu mă descurc și la mă duc înapoi. Nu mă primește la lot automat, dar la club mă primește, la Dinamo, fiind sportiv, aveam nevoie. Trăgeam tare și la lot, dacă erai bun, aveau ce face, nu? Te lua, într-un fel. Poate numai dacă chiar era cineva mai sus tare și zicea nu, că ai făcut ceva care... Bine, n-am fost eu singurul care am făcut chestia asta. Au mai fost și alți sportivi în alte sporturi care au rămas în America, în Canada și așa și mai vremea, departe. Și pe vremea comunismului. Exact. Și unii s-au întors, unii nu s-au mai întors deloc. Și aveam, deja am făcusem așa o schiță singur, adică a fost decizii foarte mari că le-am făcut singur, pur și simplu. Mai coordonam unele cu fratele meu, mai spuneam, uite, vezi că plănuiesc asta, aș vrea să facă ce zici. El, faci ce vrei, adică nu... Părinții tăi cum au primit vestea că rămâi în America, nu te mai întorci? Păi n-a știut. Pe mama a sunat o prietenă, că auzise la radio dimineața, era într-o luni dimineața, se dau știrile de sport, nu știu, la ora 7, chestia de asta, și era deja la... știi, la sport, lotul de România de caiac în America, așa, un sportiv, Claudiu Ciurnă, s-a mai întors. Și așa a aflat ea, după care, când a aflat, l-a sunat pe frate, imediat, e adevărat, nu e adevărat, frate meu nu era acasă, i-a zis, las că vin acasă, îți explic eu ce așa mai departe. A fost un șoc foarte mare, adică, pentru mama cel puțin, că na, știi cum e, îți dai seama. A fost nevoită să-ți accepte decizia. Da, păi... Sincer, nu am vorbit, deci a durat o perioadă, adică nu mai mi-aduc chiar bine aminte, dar o săptămână, două, chiar mai mult, în care am evitat să vorbim, că era ea, adică a fost un șoc așa, mai, îți dai seama, nu, fiindcă eu plecasem înainte tot timpul, dar era în Europa și nici de când, nici de cum vorbă ca să am gândul să rămân și pe vremea, să zic, mersesem în Italia, în Franța, unde tot așa erau locuri, erau cluburi unde puteai să faci sport sau să faci altceva. Acum sunt foarte nerăbdător să știu cum ai ajuns la acest club. Deci din 2003 până în 2006 am muncit în construcții, în care am muncit cu la alți români, să zic, după care după un an și cam așa, după un an de zile am început eu singur, adică am învățat engleză. Da, mi-am deschis eu propriul business, cum am venit, făceam mai, cum se zice, în interior. Adică, amenajări interioare. Da, deci la cum parchet sau gresie sau chestii de astea. Și am început eu singur, după care mi-am luat prima dată un băiat, m-a ajutat, care era original din Mexic, deci mexican. Vorbeam spaniolă cu el cât de cât, învățam în spaniolă, deja... Adică, am avansat în chestia asta. Pe care, pe un an, doi, am avut doi băieți, trei, și am ajuns la cel mai mult, am avut patru băieți, care, asta fiind în 2006. Aveam patru băieți și lucram și eu. Adică, acolo, cum se zice aici, șeful muncea mai mult ca muncitorii. Că eu răspundeam de lucrări, luam deja contracte, făceam case, acolo se fac casele, deci, aproape una de alta, treci de una în alta, E foarte bine coordonat și mult mai ușor ca și... Adică nu e așa de greu ca să avansezi cum ar veni. Și parcă sunt și mai simple decât la noi. Da, da, se fac din lemn foarte repede, foarte repede. Adică, bine, sunt false când te uiți la ele așa, îți dai seama. În 2006, deci aveam deja 3 ani și ceva, într-o duminică am fost așa cu niște prieteni români la... Apoi chemă, hai să mergem la un lac aici, știi lacul unde ai fost tu, ai tras la mondiale, așa. Apropo, deci eu în 2003 am rămas, am tras la mondiale, dar n-am mai tras în simplu, am tras în 4 și am luat locul 4. Deci, dar în 4, deci care nu e de 4, care am tras, am luat locul 4, nu se trage la olimpiadă, doar simplu și dublu. Și aia a fost ultimul rezultat și bun, cum ar veni, care l-am obținut pentru România. Atunci am mers cu prietenii ăștia, hai să mergem să facem și noi acolo, mâncăm cu grătare, da, bem o bere, hai să... Și atunci aveam alte, nu vin, am alte treburi.
altul mă sună, hai, ce faci? Deci a fost o chestie așa, știi, parcă nu mă las să conduc, era la vreo 40 de minute de unde stăteam eu. Nu, până la urmă s-a nimic așa, gata. Și am ajuns, acolo, așa că când am văzut lacul așa. Bine că înainte de aia, de fiecare dată când mergeam, unde mergeam, dacă vedeam apă, deci vedeam un râu mic sau un lac, ceva, deja eram... Era în sevraj. Eram deja, gata, unde e o barcă, înțelegi, o caiac, o canoie, ceva, mă uitam și nu era nimic. Și acolo am mers și era, chiar am văzut un grup, erau cu caiac, cu canoie, sportivi, erau vreo 10 sportivi. La printre care un prieten ăsta, unul dintre ei, mai păuse el mai mult un pic, fluieră după unul pe acolo, vine un coa, uite așa, vine băiatul ăla american, îți dai seama, sportiv. Zice, nu-i dai barca și la băiatul ăsta, că știe. La început zice, a, păi asta e o barcă foarte, e greu de echilibrat. De nu fapt, prea... tu cunoșteai echipamentul. Da, normal, da. Și zice, oh, nu poți să dai. Zice, sportiv ce? Pa da, dar el nu cred că poate să stea. Adică nu e o canoie care e de recreation, adică te duci și fi oricine da. Poate să o facă, știi? Și după aia am zis, păi stai că uite, eu am tras, sunt din România, așa, oh, da, ok, și mi-a dat barca, am ieșit eu așa un pic, îți dai seama, deci asta fiind după aproape 4 ani de pauză, 3 cum, ani, cum te-ai simțit 4. Atunci? Da, nu mai mi-aduc chiar aminte, dar nu știu, adică a fost așa, na, o chestie, știi cum e, la glumă, la, îți dai seama, prietenii ăștia râdeau, ha, nu mai știi, nu mai stai, e greu, știi, adică balanță, în fine. Pe care a venit antrenorul și lor, uite, băiat, așa, nu știu ce, am vorbit cu el, mi-a dat numărul de telefon, i-am dat numărul de telefon, zic, uite, am tras în 2003 la Mondial, zice, oh, păi am auzit, știam că au rămas în America. Bineînțeles că rămăsesem eu din România, dar după aia am aflat că rămăsesem bulgari, ucrainieni, mult, mai multe alte nații, niște ruși, deci asta a fost acolo, nu s-au mai întors în țările lor. Și am zis, de România, e, oh, păi nu vrei să vii să faci aici pregătire și așa mai departe. Și am zis, păi, mă plătiți? Care e? Cum e sistemul? O, păi zice, aici e diferit. El, antrenorul era canadian de origine, trebuie să plătești un membru pe lună, scumperi tu barca ta, dar te ajutăm la început, îți dăm noi, hai numai să vii. Că eram deja un exemplu, adică pentru copiii de acolo. Și da, așa. Da, aveai și o vârstă. Și hai să vii, să nu știu ce. Și am zis, da, te sun. Și nu m-am dus. Adică aveam de muncă, eram prins cu chestia și chiar nu mă mai gândeam atunci, adică nu mai vedeam, zic, mă mai întorc eu la caiac. Știam că în America nu e, adică nu mă duceam spre meserie sau să mă apuc eu din nou, iar să trag și așa mai departe. Și la vreo două săptămâni mă sună antrenorul și spune, uite, avem un concurs, nu știu ce, foarte, adică hai să ai fun, te distrezi aici cu noi. Și tot la fel așa, știi cum e, că Dumnezeu câteodată vede lucrurile. În ziua aia în care a avut concursul era, nu știu, într-un miercuri și n-am avut de muncă, adică se cancelase o lucrare. Și a zis, perfect, numai bine, zic, gata, vin, că n-am de muncă. Și mă vezi, m-am dus la mall, mi-am cumpărat, că avem un echipament ăsta, adică pantalon scurs, mai strâns așa pe picior, pe tricourile. Și m-am dus la... mi-am cumpărat, gata, pregătit, adică parcă mă vedeam că am 14 ani și mă apuc din nou de caiac. De canoie, de fapt. Și am mers la club acolo, mi-a dat barca, am tras la concursul ăsta, îți dai seama că n-am făcut eu nu știu ce, mă bătuseră copiii mai tineri, nu mai aveam rezistență, nimic. Hai să vii, și deja parcă a văzut conflictul potențialul. Ăla. Potențialul, nu să zic că s-a văzut așa, dar eu personal, conflictul așa cu apa, cu lumea, sportului, deja aveam stabilit treaba, adică aveam cu business-ul ăsta de parchet în care câștigam niște bani, deja nu mai trebuia să mă duc eu să fiu acolo cu sportivii, adică cu muncitorii care aveam tot timpul. Și am preferat să mă apuc din nou. Adică am zis, frate, știi cum e, toți banii din lumea asta nu mă face fericit dacă nu îmi iau, îmi cumpăr barcă și mă apuc și fac canoie din nou. Și am început în ianuarie, deci asta fiind prin septembrie, după care m-am mai mers la antrenament așa o zi pe săptămână, două, mergeam cu ei. Și pur și simplu am zis, mi-am pus eu ambiția mea în care am zis din 1 ianuarie, din 2-3 ianuarie când se începe pregătirea, intru în fiecare zi, mă duc la antrenament. Și mergeam la muncă dimineața, mă trezeam dimineața la 5:30-6, mergeam la muncă până la ora 2, deci încă lucram construcții și aveam 2-3 băieți care, depinde, aveam 4 care mergeam cu ei, unul mergea cu mine și 2-3 lăsam parte. În alte lucrări și așa. În momentul ăla mi-am mai cumpărat încă o mașină, să aveam două, trimiteam băieții, mergeau ei cu mașină, eu cu alta, lucram până la ora 2, nu conta unde eram, cât de
azi lucram la o casă aici, peste 2-3 zile lucram în altă parte, deci depinde, că e o zvonă foarte mare. Și mergeam la antrenament în fiecare zi. La 4 aveam antrenament, am început în 2007. În 2007 am participat la campionatele naționale, alte concursuri naționale care le aveau ei acolo. În același timp am înțeles sistemul, adică eu plăteam un membru la club de $180 era atunci, pe lună. Îmi cumpărasem barcă, deci îmi cumpărasem canoe, sunt niște bărci din fibre de carbon speciale care se fac în Portugalia, în Europa și în Polonia, la Poznan. Și o barcă costă $4,000. Deci eu mi-am dat comandă, mi-a luat, durat 4 luni de zile, mi-a venit barca, cum am vrut eu, mi-am cumpărat și am început, deja vedeam performanța, adică așteptam, când nu aveam, încă nu eram legal, deci cu acte, să am dreptul să trag pentru americani, dar deja vedeam imagine, adică aveam de gând în 2009-2010 devineam rezident american și să încer, vedeam cum ar veni ca în 2012 la Olimpiadă să pot să trag pentru americani. Deci, pur și simplu, nu mai... Păi asta a fost imaginea care am avut atunci și planul, dar în același timp, în 2007 am tras, câștigat, deci eram cei mai buni, cotala ei acolo nu erau, ei nu sunt așa buni la sportul ăsta, mai ales la canoe. La caiac sunt buni, dar la canoe foarte... Adică nu au... E un sport foarte, foarte greu și majoritatea americanilor se... axează pe basket, pe fotbal american, pe sporturile lor, care toate familiile, deci, acum, pe care am în 2008 am tras, cum ar veni, aveam concursul perioada de vară, după care campionatul național e în august în fiecare an și în 2008, după campionatul național, antrenorii care aveam erau doi canadieni din Canada și foarte tineri, super de treabă, m-am înțeles că e foarte bine și au preferat să plece, adică au avut o ofertă să antreneze în Canada și aproape de unde stăteau ei, de casa lor, pe aceiași bani sau o chestie de asta. Și atunci a preferat să... A spus la clubul ăsta în Atlanta, nu mai stăm aici, din septembrie, adică într-un an de zile, o să ne mutăm înapoi. Și au intervenit chestii, eu automat, cunoscând toată lumea, adică clubul are un sistem de... președinte, vicepreședinte, secretar, sunt 15 persoane în board. Fiecare cu atribuțiile sale, nu? Da. Și toți, vai, nu vrei tu, că uite așa, copiii le place de tine, hai. Adică, deja antrenorul ăștia pleca într-o lună de zile, dar era foarte greu să aducă un antrenor din altă parte. Trebuia să facă niște interviuri, trebuia să... E... Vorbește 50-60 de sportivi, care nu poți să aduci pe cineva acolo, să nu știi exact pe cine pui în, exact, în poziție, ca să știi că face, duce treaba bine înainte și așa. Nu vrei tu să fii, adică, interimar cum ar veni la început. Și eu zic, eu vreau să mă antrenez, mă duc la mondiale, eu în 2009, în următorul an, 2010, vreau să mă duc la Olimpiada, așa. Pe care a fost așa o chestie care altă persoană mi-a zicea, hai că tu, că uite, ești da. Pur și simplu am zis, ok, dați. De fapt, a fost o chestie foarte interesantă că președintele clubului și cu vicepreședintele clubului au venit la mine așa, direct în față, știi? Doi oameni puternici, așa, foarte... Și m-a privit în ochi și a zis, vrem să vorbim cu tine. Și atunci deja am văzut că e treaba serioasă, foarte serioasă. Și am zis, poate asta e oportunitatea mea pentru... Poate chiar acum trebuie să încep cariera asta de antrenor, cu toate că vedeam în parcurs să încep. Dar zic, încă sunt tânăr, pot să mai trag eu, chiar vreau să mai fac eu sport și automat să merg pe parc. Și nu puteai să fii și să-ți continui activitatea ca sportiv, să fii și antrenor? Nu, era foarte greu. Am încercat la început, deci după ce am decis, în 2 săptămâni am spus, dați-mi 2 săptămâni la dispoziție și mă gândesc dacă încep. Și au așteptat? Da, și-au așteptat. Am stat 2 săptămâni, între care le-am spus. M-am gândit foarte bine, adică știam dacă eu încep și trag, o să ajung la mondiale, o să ajung poate și la Olimpiadă, dar ca să ajung, să zic, să iau medalie sau să fiu în primii 6 din lume, e foarte greu. Adică în sistemul în care e acolo, în primul rând, trebuie să îți plătești tu multe lucruri, după care dacă intram la lotul național eram suportat financiar și așa, dar nu foarte mult. Și atunci, având în vedere faptul că clubul făceai contract anual, mi-a oferit bani, ok, și atunci am zis, ok, păi cred că e momentul pentru mine să încep cariera asta și știu că mă duc înainte decât și pot să fac de acum înainte tot restul vieții, aici sau oriunde lumea asta. Pe care... Le-am spus, vreau să fac, încep, ne-am întâlnit, am avut un interviu cu toți bordul ăsta, 15 oameni, am decis,
am făcut contract, mi-au zis banii cât o să mă plătească, ce am de făcut, automat am pus niște lucruri pe listă în care fiecare facem ce trebuie să facem și dăm drumul mai departe. Cum ți se pare că România are o situație financiară destul de precară și totuși avem performanțe la sporturile în apă sau pe apă? Păi, da, în România e... Mai ales că ai fost și component al lotului. Da, adică e greu, e foarte... Sportivii români care sunt la ora actuală, care mă cunosc ei foarte bine, care participă la Olimpia așa, sunt nemulțumit de foarte multe lucruri care se întâmplă în țara asta și văd așa din afară, e un păcat. Adică e păcat foarte mare că avem sportul potențial. Adică nu are suport financiar, nu are suport, deci nu se dă dar nu se dau fonduri pe om. Sport. Deci nu respect pe om. Nu, da. Da, nu, adică nu ai suport financiar sau să nu fii nu ești chiar apreciat pentru ceea ce... Exact, exact. Și automat se pierde chestia asta. Și odată ce vorbind cu antrenori care sunt și deja chiar vorbeam unde sunt în pregătire acum și văd, adică s-a restrâns sportul deja ca aia ca nu e și alte sporturi e mic. Deci nu mai sunt atâția sportivi. Exact, să făceam în comparație când eram eu junior și mergeam în pregătire la Snagov acolo în complexul ăsta, păi erau 50 de campioni mondiali și europeni. Acum mai numeri pe degete, 2-3, dar din spate la școli nu mai vin, că am înțeles în România se scoate educație fizică și sport din școli. Da. Și atunci automat dacă din spate nu mai vine nimic, se pierde. Deci în câteva generații o să fim, sportul se pierde în România. Numai. Și ce ai schimbat tu? Dacă ai avea o funcție de conducere? Sau... Nu știu dacă... Nu... Am schimbat mentalitatea acolo, adică nu vreau să... Am schimbat mentalitatea și văd lucrurile altfel. Adică văd lucrurile în felul în care foarte pozitiv. Deci nu pot să fiu negativist, cum ar veni așa. Adică America spune din față și orice copil și orice... De exemplu, acolo eu nu pot să-i spun la un copil dacă vine la antrenament sau dacă ești prea slab sau ești prea grea sau prea înalt sau prea slab, nu poți să faci sportul ăsta. Iar în România spune. Adică în același timp e greu ca să trec prin sistemul, să cam vin dintr-un sistem de acolo, gândirea schimbată și să reușesc să dau de un sistem care poate are niște oameni într-o funcție înaltă care spune așa trebuie făcut. Degeaba vin eu cu ceva nou sau la că unul lucru poate nu se acceptă și prefer să, nu știu dacă, adică vreau să ajut, deci chiar mă implic, sunt deja implicat în niște acțiuni din astea în România cu copii, vreau să, exemplu, să vorbesc, să fiu așa, dar... Nu uiți de unde ai plecat până la urmă. Da, dar ca să ajung eu să am de-a face și să, adică în funcții mai înalte și să schimb ceva, să stau... sportul. Nu, încă nu e momentul în România să fac chestia asta. Am înțeles că ai și un sportiv la Olimpiada din Londra, nu? Da, am un sportiv, Tim Horsby, el momentan e în Franța, lângă Lyon e un lac unde se antrenează cu 3 sportivi canadieni, care, deci el e foarte profesionist, băiat are 27 de ani, s-a calificat chiar la, ne-am avut selecție în America, după care au fost 2 sportivi, care unul dintre ei trebuia să califice, au venit la cupele mondiale, una la Poznan în Polonia, în mai, și una la Duisburg, la care am fost și eu prezent, și sportivul meu l-a bătut pe celălalt, cum ar veni, s-au tras în finală. Ăsta a venit pe locul 5, băiatul celălalt, Ryan Doolan, era din Hawaii, a venit pe locul 7 și automat ăsta s-a calificat la Olimpiadă. L-am sportiv, merg cu el la Londra, dar mai mult e, deci, nu e, ca să înțeleagă mai simplu, el e profesionist cu treaba lui, adică eu îi dau programul de antrenament, el e conștient că trebuie să-l facă. Cum îl face, așa face rezultat. Deci eu ce răspund când vine vorba de concurs, deci eu merg cu el și doar să fiu acolo, că dacă, de exemplu, se întâmplă ceva sau automat e chemat antrenor, înțelegi? Și fiind antrenorul lui, el se antrenează la club în cursul anului, automat intru cu el în același plan. Și se antrenează acum în Franța, după care pe el merge pe 1
august, că caiaca nu începe de pe 7 până pe 11 august și el merge pe 1 și eu merg pe 3. Și, Claudiu, cum crezi, am putea dezvolta acest sport la noi în oraș? Să știi că m-am interesat așa puțin mai câțiva ani în urmă și chiar văzusem ceva. Mă interesasem cum e la Sebeș sau pentru să faci caiaca nu este un... îți trebuie apă lac, adică apă stătătoare. Exact, nu e... Și aici în oraș, sincer, chiar nu. Pe Mureș nu poți să faci. De exemplu, este club la Arad, la Arad, de exemplu, sau la Timișoara, pe timp, deci sunt pe ape curgătoare. Sunt cluburi de care dau o anumită zonă în care apa este destul de mare și lină în care poate să... Și aici, la noi, nu știu exact, nu m-am dus. Trebuie să merg pe malul Mureșului să văd. Este o zonă în care poți să faci ceva. În schimb, sunt în afara orașului, la Sebeș, acolo, la Șugag, am văzut unde e lac și poți să faci o bază de caiac. Avem iezerul, dacă ai auzit. Da. Știu, am fost acolo. Dar e te poți antrena? Da, acolo e foarte frumos. Te poți, dar e în afară de oraș. Adică ți-e trebuie undeva aici foarte aproape, unde să fie aproape de școli, să poți să aduci copiii. Și automat, dacă te duci prea mult în afară, deja intervin, intervin drumul, multe alte drumuri, părinți care să aducă copiii la antrenament. Și în România nu e ideea ca și cum un părinte să-și cheltuie bani ca să meargă să-și ducă copilul, așteaptă să vină... Nu au răbdare și așteaptă să vină banii. Da, exact. Și ei așteaptă să... Și atunci e foarte greu ca tu să faci un club de caiac la Iezăr, că nu vine copiii de la familii care stau în satele apropiate, știi? Așa este. Claudiu, ar fi frumos. Timpul nostru a expirat. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitația ta și cu altă ocazie te mai aștept. Mulțumesc, mi-a făcut plăcere. Și îți urez mult succes. Mersi mult de tot. Sănătate. Salut.